Director, încă o sărbătoare minunată aici, acasă la Otilia Cazimir. Despre ce e vorba? Bine ați venit la sărbătoarea noastră. E o triplă sărbătoare, să spunem. Sărbătorim astăzi 121 de ani de la nașterea Otiliei Cazimir. Sărbătorim 156 de ani de la înființarea școlii în Cotuvameș și 607 ani de la înființarea satului Cotuvameș. O sărbătoare a școlii, o sărbătoare a întregii comunități și lucrul acesta se simte de la an la an. Spun ca cel care locuiesc în sat și trăiesc în mijlocul copiilor, a consătenilor mei. Doamna profesor, sunteți un oaspete, observ, constant al acestei manifestări. Anul acesta cu ce gânduri, cu ce... Anul acesta tot cu activități închinate Otiliei Cazimir. Și mă întorc cu dragoste în școala Cotuvameș, fiind și școala în care mi-am început cariera profesională. Fiind atrasă de literatură și de creația Otiliei Cazimir, vin cu școala de la copiii de la Ghereiești, în care le-am insuflat dragostea aceasta pentru Otilia Cazimir. Și vin în fiecare, este parcă a șasea ediție, și voi veni cât sufletul mă cheamă din dăruire pentru școală și pentru organizator, pentru doamna director și întreg corpul profesoral. Am lucrat la această școală timp de 2 ani de zile. Am făcut un an la clasa 1 și un an am făcut la clasele 5-8 istoria, după ce am ieșit la pensie. Și v-am întrebat, noi așa, copilașii ăștia cu care ați lucrat, cum o mai țin la suflet pe Otilia? Foarte mult țin la Otilia. Otilia este o leacă de rudă cu mine, să știți. Și am adus portretul Otiliei aici și încă ceva am mai adus. Da. Ce vă amintiți de ea? Vă amintiți ceva de Otilia? Mi-amintesc. Era bolnăvioară. Și m-am dus la spital la dumneiei cu băiețelul meu cel mare, avea atunci vreo 4 anișori. Și-a venit asistenta și i-a adus niște cartofi copți. Băiețelul meu i-a mâncat toți cartofii. Și după aceea Otilia a făcut comandă și eu mai adus cartofi. Da, cu cine am avut bucuria să vorbim? Reslescu Cecilia. Pentru ea au creat părinții, a creat ambientul cotenilor, peisajul de aici, cei 4-5 ani cât a trăit aici, cred că i-au fost destul ca la un copac tânăr să prindă seva locului, cum spune francezul Le Terroir. De aici a pornit și asta i-a fost o trambulină ca să întâlnească ulterior la Iași oameni de seamă care au îndrumat-o, care i-au călăuzit primele încercări și iată că s-a întâlnit geniul și revine prin noi. Când ne-am întâlnit noi aici la această manifestare ultima oară, ați adus așa un cuvânt care a făcut liniște așa totală în sală. Acum ce mai surprize, ce mai minuni aduceți cu dumneavoastră? Ceva ce pornește din suflet. O dăruire sufletească pentru poetă, pentru creație și pentru că este un ambient plin de suflet și sensibilitate pentru tot ce este frumos. Cum te numești? Danca Andreea. De unde vii? De la școala Ghereiești. Și cum e? Ai mai fost aici? Nu, e prima oară și sunt foarte impresionată. E foarte frumos aici. În regulă. Otilia Cazimir, te-a marcat așa copilăria acum? Da, am auzit câteva poezii foarte frumoase scrise de ea și îmi plac. Toată lumea e mobilizată, ești trup și suflet, cine participă, cât de mici, cât de mari, cum? Trebuie să mulțumesc colegilor mei, care fără, probabil că și datorită faptului că de acum sunt 21 de ani de când noi ne organizăm în această activitate, fiecare își găsește locul și fără să spui își știe ce are de făcut. Mulțumesc pentru implicare tuturor colegilor, în special educatoarelor și învățătorilor și profesorilor de limbă română. Mulțumesc părinților, mulțumesc Consiliului de Administrație, Consiliul Local, tuturor celor care s-au implicat și mai ales că am avut
două surprize plăcute. Ieri am primit în dar o carte, Otilia Cazimir, Destin neîmplinit, scrisă de domnul George Sanda. O carte pe care nu am citit-o, dar din cele spuse de domnul George Sanda telefonic, e o mărturie a unui om care a fost prieten o viață a domniei sale cu Otilia Cazimir. În mărturia spusă telefonic, domnul George Sanda spunea că regretă un lucru pe care nu i l-a împlinit Otiliei Cazimir, care l-a rugat să o mai aducă odată să calce pământul natal și să respire aerul din Cotuvameș. Din păcate a murit și a rămas cu această neîmplinire a domniei sale. În lumea asta înnebunită de desene animate, de toate felurile, unde își mai găsește locul Otilia Cazimir? Otilia Cazimir își găsește locul în familie, dacă mama copilului este ca mama lui Creangă, își găsește locul în școală, prin poeziile pentru copii, prin schițele din prozele sale, care sunt adevărate bijuterii pentru, chiar și pentru bacalaureat. Otilia își găsește locul, cu toate că este un poet al sufletelor simple, al copilăriei, dar noi ne transpunem în copilărie și în calitate de profesor, în special de literatură, căutăm copiilor să insuflăm dragostea și Otilia să ocupe un loc printre celelalte important, pentru că are un loc important în literatura română și este o poezie plină de sensibilitate, de seninătate și determină în copiii ca să citească, măcar printre rânduri.